anunțăm cine sunt câștigătorii acestei categorii. Locul 3, doamnelor și domnilor, din Chișinău, Aura Alina Accenti. În aplauzul mari! Aura Alina Accenti, un voluntar activ, este invitat în scenă. Locul 2, Irina Beșliu din Ungheni. Aplauzele voastre, Irina, te așteptăm! Haideți să dăruim aplauze, asta putem, putem, putem! Și locul întâi, dragi prieteni, Ana Întoitu, din Anenii Noi. Aplauze, aplauze, aplauze. Cele mai furtunoase aplauze. Eu vreau să vă spun că e foarte frumos să vedem voluntari cu fețele tinere, dar avem și o categorie la care o să ajungem mai târziu. Este vorba despre voluntarii în etate. Iată și câștigătorul. Aplauzele voastre și ia trofeul. Dați-mi voie să vă spun un secret vis-a-vis de aplauze. Moș Crăciun vine la cei care aplaudă puternic. Vedem în sală oameni care nu aplaudă. Înseamnă că pot să treacă pe alături, a? Deținătorul trofeului are dreptul la un cuvânt. Poftiți. Două, trei. Bună ziua tuturor. Vreau să zic că prin prisma faptului că de curând țara noastră a luat o direcție mai fermă în urma parafării unui acord foarte important, cred foarte tare că este timpul cel mai potrivit ca noi, comunitatea voluntarilor, să ne mobilizăm acum cel mai mult. Fiindcă prin voluntariat creștem ca personalități, ca comunități și apoi creștem ca o țară întreagă. Și eu mai cred că, așa cum zicea și președintele american Kennedy, nu vă întrebați ce face această țară pentru voi, ci întrebați-vă ce faceți voi pentru această țară. Vă mulțumesc! Mulțumim, felicitări! Vă mulțumim foarte frumos! Vă rugăm să vă ocupați locurile în sală. Da, dar nu înainte de a trece prin culise. Felicităm pentru locul 3, Asociația Obștească Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști, Certitudine, misiunea Dezvoltarea Comunităților Rurale prin Abilitarea Civică a Tinerilor. Aplauze pentru locul 3! Aplauze, 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 aplauze! În aceeași ordine de idei, eu zic să trecem cu felicitările la locul 2, AO, Centrul de Resurse pentru Tineret, Dacia. Invităm în scenă un reprezentant. Aplauzele voastre, fiți darnici, dar. Rămâneți cu noi. Și locul 1, dragii noștri, Asociația Obștească, Parohia Ortodoxă, Acoperământul Maicii Domnului din Ghidighici. Pe cel mai tânăr voluntar care în anul acesta s-a învrednicit de premiu și este vorba despre Valeria Crintea. Aplauzele dumneavoastră! Așadar, cel mai tânăr voluntar, Valeria Crintea. Vedeți cât de tânăr e, că poate fi ținut în brațele Antoniței. Antonița o ajută cu microfonul. Dacă nu te supere, Antonița, să te apropii așa cum o luase în brață de microfon. Lasă spună Valerica vreo două cuvinte. Tot cu geantă, trofeul, trofeul e cam greu, înțelegi? Așadar, ține, domnul Sergiu. Eu vreau să spun că sunt foarte mândră să fiu o voluntară. Și mă bucur să ajut bătrânii. Așadar, felicitări pentru Valeria. O rugăm să rămână alături de noi și invităm în scenă cel mai înietate voluntar care s-a învrednicit de premiu și este vorba despre Elena Mustață. În aplauzele dumneavoastră, vă așteptăm. Și cineva să o ajute pe Valeria cu premiile, chiar sunt foarte grele. Dar e vreun cavaler prin preajma Valeriei? Valeria, s-o aștepte la scară, s-o aștepte la scară. Acum însă, în aplauze, Elena Mustață! Cel mai înietate voluntar! Felicitări! Haideți să îi scăldăm în aplauze și pe cel mai tânăr voluntar și pe cel mai înietate. Pentru categoria cel mai activ jurnalist. Invităm în scenă pe deținătoarea trofeului, Daniela Timofti. Aplauzele voastre! Haideți să aplaudăm fierbinte, ne-am înțeles. Putere avem?
pentru că suntem voluntari puternici tineri. Felicitări! Iată un tânăr jurnalist care s-a învrednicit de trofeu, o felicităm din suflet. Acum însă trecem la următoarea subcategorie, care ar fi cel mai bun eseu. Aici avem două locuri de premiere. Locul 2, Elena Gherța din Chișinău. Aplauzele dumneavoastră, Elena, te așteptăm în scenă ca să-ți ridici premiul. Și neîntârziat vreau să anunț că la aceeași categorie, cel mai bun eseu, avem și locul întâi, unde e premiată Ioana Pancu Strășeni. Aplauzele dumneavoastră. Cel mai bun proiect este proiectul Leadership Young Women Leaders Academy. Invităm un reprezentant pentru a ridica premiul. În aplauzele dumneavoastră, desigur, haideți! În aceeași ordine de idei, Sergio a spunea că în acest an mai sunt două premii speciale pe care am fi vrut să le numim și să invităm reprezentanții în scenă, și anume premiul special, proiectul Dragostea Învinge de la Asociația Obștească Dragostea Învinge. Invităm un reprezentant în scenă. Și al doilea premiu special este pentru proiectul Flat Space for Community, Asociația Obștească ale tinerilor artiști Oberlicht. Locul 3 la categoria cel mai activ coordonator de voluntari, doamnelor și domnilor, din Chișinău, Radu Țăruș. Aplauzele dumneavoastră, Radu, te așteptăm în scenă! Locul 2, Galina Petcu, Ungheni. Aplauzele dumneavoastră, felicitări pentru Galina! Și locul 1, dragi prieteni, Liliana Ursu! Deținătoarea trofeului pentru această categorie. Aplauzele dumneavoastră, Liliana, te așteptăm în scenă!